Sunteți obosiți? Îmi gândeam cine mai obosit. Voi de acolo sau noi de aici? Dar oricât am fi de obosiți. Deci în Psalmul 113, de la răsăritul soarelui și până la apusul lui, fie în numele Domnului lăudat. Amin. 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 Așa că orice cum s-a încasat la un șar, se face seara. Avem alt lucru, din exemplu, cu Domnul Robi, Domnului, care stați noaptea în casa Domnului. Mărit să fie Domnului. Amin. Și dacă plecăm pe drum, zice judecător, cinci cei ce călăriți pe măveriți albe, acum avem pe cu mașinile, lăudați pe Domnul, să lăudăm. Doamne, ajută-ne. Amin. Amin. Astăzi a fost la rest un subiect imens. Mă gândeam ce comparată să vă dați, ne-a venit un minte, am ales un subiect cât fost al OSS. 15 republici unionale, 6 daruri de romani, încă 9 de dincolo. Acum, Asia mai europene, 3 țări baltice, Ucraina, Moldova, sunt de acelea aproape. Ne-am obișnuit, dar dacă v-aș întreba care sunt cele din Asia Centrală sau cele din Caucas, poate nu le știți toți. Însă, s-a văzut astăzi că atunci când s-au împărțit, URSS a avut peste 22.000 km pătrați. Știți cât a rămas la Rusia apoi? Vreo 17. Am fost ocupat la Rusia și... De-aia mi s-a dat, mi-a venit în minte comparația asta. Însă, aș vrea acum, dragii mei, să vă spun mai întâi, zic eu că vă face bine, o experiență de la minus la plus, una de la plus la minus, legat de dar. Și apoi, dacă te-am dat exemplul ăsta, să ne oprim așa la o scurtă definiție și un exemplu de aia la fiecare dintre dar. Hai să încep cu cel negativ, de la plus la minus. Undeva în țară, a fost o biserică unde se făcea lucrări supranatural, tămăduiri inconsistate. Și un frate proroc, a primit darul de când era mai tânăr, acum este păstor, mi-a povestit anul acesta, i-a dat Domnul într-o noapte un vis, se făcea că acea biserică era conjurată de 4 stâmpi puternici, 4 piloni, la care era câte un înger al Domnului. Acei 4 piloni erau înconjurați din o zi cum erau cetățile antice și chiar medievale. Și în afară era o armată demonică, formată numai din ofițeri, nu un soldat simplu, numai ofițeri. Și spuneau, trebuie să cucerim cetatea aceasta. Pentru că pe porțile acelei cetăți intrau oameni ca la o policlinică și ieșeau vindecați. Exista tratament. Și cuvântul Domnului a fost așa. În interior, străjerii și cei care sunt puși acolo să vegheze și să lucreze, să-și facă datorie. Câtă vreme ei vor sta la locul lor. Cei patru mângeri de la cei patru piloni nu vor pleca. Și câtă vreme îngerii vor fi acolo, nici o știre demonică nu va putea să-i scaladeze zi. Dar la un moment dat, cei dinăuntru nu și-au mai făcut datoria. Îngerii au plecat. Și imediat a fost escaladat zidul și totul s-a distrus. Și s-a încheiat visul că în locul unei policlinici prăvânsese numai un oficiu și păstorul devenise ca un portar care spunea nu se mai fac tratamente, vă dau bine de trimitere în altă parte. Și când cer și-au visul ăsta, păstorul a zis, păi spune tot, dar nu spune aia de la urmă. Nu pot tot spun, tot ori nu spun. Deci iată că diavolul n-are ce să ne facă de vreme Dumnezeu e din partea noastră, dar Dumnezeu, cum spunea în vremea lui Asa, e cu noi câtă vreme suntem noi cu ei. Și acum partea cealaltă, exemplu, l-am auzit tot zilele astea, s-a întâmplat undeva la mine. Mi-a povestit fratele Dulcă de la Sfântul Mare că s-a dus la o biserică baptistă americană. Acolo eram venit în vizită un alt păstor de la o biserică baptistă. Și nepoții lui traduceau. Păstorul care predica, cel musafir, se bolnăvise foarte grav, un plămân fusese terminat, celălalt funcționar în parcul. Și a ajuns în spital, unde în același salon Dumnezeu a găsit să fie un păstor de la o biserică medicală. Și
Au intrat în discuție și au avut la subiectul diferit. Cred baptiști, cum cred pentecostal. Și spunea frate că pastorul pentecostal a luat Biblia de la Fapte 2 și s-a dus până la 28. Și la urmă baptistul a rămas acolo. Nu l-am putut înăuntru. Dar în urmă fratele nostru pentecostal a zis, mă lasă, mă rog pentru tine. Cum acum să zic că nu se roage? S-a rugat. În timp ce se ruga, în ce moment a rugăciunii, nu știu și cât a dat, a venit puterea Duhului Sfânt peste el, a pus mâinile peste fratele baptist, cerut vindecare Duhului Domnului. La un moment dat, Domnul a făcut să audă că baptistul deja se ruga în alte limbi. Când s-a încheiat rugăciunea, baptistul a zis, dar eu respect normal. Dumnezeu îl vindecase. A doua zi ies analizele la pentecostal, a spune medicul, nu știu după ce ai în aspectat. Nu ai probat. Noi deja știm ce veniți, da? O scurtă vreme s-a constatat că și baptistul e sănătos, s-a lăsat acasă, prima duminică s-a dus în biserică. Ce să spună? Mărturie. La o biserică de 6.000 de membri, bordul de slujitori 150. El a spus mărturia, l-au convocat și a spus, nu știu, nu este baptist, este doctrina noastră, ai văzut. Rămâi păstor sau pleci. Și fratele a spus, nu poți. Că s-a dat prietenii pe lângă el și a zis, auzi frate, experiența ta, de slavă, după ta, nu, aici pleci. Nu pot. Nu pot. Și a dat termen două luni. Timp în care unii interesați s-au dus la el. Și a început să organizeze rugăciune. Și în două luni a mai botezat Domnul Duhul Sfânt 300. A venit ziua cu adunarea generală în care trebuia să spună, rămâi baptist sau pleci. Și l-a zis, plec. Dar nu sunt vreo dorință. Am fost păstor, să-mi îndepliniți o dorință. Până am fost păstor aici, Dumnezeu m-a vindecat. Lăsați-mă astăzi să mă rog pentru bolnav. O zi, hai, te rog. Să vină bolnav în față și o să-mi am o dorință. Cei 300 care au experimentat și ce e ceva ce până acum nu au avut, să vină să mă ajute. Și-o spun ziua aia, s-a revărsat puterea mea. Și-a zis biserica, nu mai pleci. Și nu e bine voie așa. Și dacă noi vorbim, explicăm ceea ce este scris, partea teoretică, dar partea practică, aplicativă, e nevoie de Dumnezeu să o lase în mișoare. Poate și, și cartea Dumnezeu prin rezum, cu lucrarea fratelui Erlo Stein. L-am prins odată la voi tehnică, bătrânul predicând, spunea că s-au apucat să studieze pe faptele apostole. Dar, nu cred, prin mâna deschisă. Dumnezeu a început să lucreze, ca s-a petrecut în anii 70-80, s-au petrecut minuni și lucrări deosebite. Îmi amintesc că asta vine minte din carte, fiecare a citit, puteți confirma. Un dat, aveau acolo mașini, un camion, până unii n-au ajuns la vază Sizabandu, unde aveau emisiune. Și a rămas acolo un câmp, în praf, un or, acolo l-a vindecat Dumnezeu. Alții, într-o situație, am zis, a fost iubit un bolnav. Că doar nu era asta scris în Biblie, dar ce se atinge de șorturile astea, aia scris dinainte? Nu s-a scris, dar s-a petrecut în felul acesta. Așadar, într-un fel sau altul, în urma rugăciunii, a străuinția cercetării noastre, Domnul să facă lucrările sale care le are în plan. Amin. În ritmul. Mă, vă rog, întoarceți-vă puțin cu mine la Roman 12. Am vorbit, versul 78, de darul slujirii. Asta are de-a face cu slujirea slujitorilor pentru nevoi misionare, primiri de oaspeți, că nu toate familiile din biserică sunt gata să slujească pe oaspeți. Vizite la bolnavi săraci, îmbărbătare, cum v-am spus, este darul de a te folosi Dumnezeu să ridici, să îmbărbătezi, să ai în vedere pe cei care sunt așa cum era Iosif în închisoare, spune în Biblie, cu ea lui Hristos, cu aia doi normalistii. Și dacă îți este dat asta, cine îmbărbătează să se țină de
mărbătoare. Nu te apuca nici să prorocești, nici să faci tu divinice. Du-te cu asta înainte. Italia nu ce face. Cine dă? A spus că sunt unii chemați și știu să administrezi. Alții, dacă le dai bani să dea la săraci, 24 dărei o părți pe toți. L-am făcut și răi. Este care am spus călăuzire, își capătă calitatea să fie de încredere și Dumnezeu își dă harul acesta să știe și să găsească nevoile. Și asta e foarte important pentru că Sfinții, bine, 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 ce spun, importanța de oameni care dau o călăuzire pentru că Sfinții nu cer. Și dacă ei nu cer, nu știu la care ține. Că Domnul se călăuzească este cine cârmuiește? Sunt toate rânduiți să conduc o slujbă. Eu prefer să predic 5 minute decât să conduc 20 de slujbe. Dar este care e dat să conduc. Și ăla are râdă necesară și are capacitatea să conduc. Pui se conducă, de exemplu, corul, unul care tot trebuie dat din mâini în public tranquil. Nu-l chema. Și dacă tot am dat cântărie, să știți că și asta e dar de la Duhul Sfânt. Eu am putea atunci, exemplu, din Biblie, spectacol, sub inspirație, profetică. Compun, cânt, de cântat avem harul să cântăm toți. Dar toți putem compune, toți avem darul să cântăm în mod individual sau grup la grup. Este și asta, o lucrare de la Domnul și Domnul să binecuvânteze pe toți aceia. Amin. Cine face milostenie, cum am spus, mila față de cei păcătoși. Pentru mine, exemplu, cel mai tip este fratele Avram Evreiță. Nu este neapărat darul mine și de la Cristul care așteaptă să fie chemat la Evanghelie. Fratele Avram, când nu-i chemat, este viață, care a fost la aeroport. Acolo a predicat. Mergea pe drum prin Oltenia, a fost un dar este oprit. Mai vreau să le spunem ceva. Este dar și nu toți pot să facă asta. Mie îmi dă Domnul lumină când sunt întrebat. Dar așa de la mine uneori îmi sparg mintea și nu știu cu ce să încerc. Dacă nu-i dar, nu-i dar și nu ai ce te aștepta. Trecem la lista din 1 Corinteni 12. Vă rog să rețineți lista asta nu completă, cum am spus. Vedenile, visele, darul, cărurile și altele nu sunt toate trebuite aici. De-aia spune. Poate nu spune, numai astea sunt dar cu Dumnezeu, zice, de pildă. Adică dă niște exemple, cred eu, principal. De pildă, nu este dat prin Duhul să vorbească de Sfințile Tare. Exemplu concret, 2 Petru, capitolul 3, îl dă Petru pe fală. Ce înțelepciune asta? Să știi să interpretezi lucrări din planul lui Dumnezeu. Să știi să aplici un anumit principiu pentru diferite cauze. Cum a fost o omor când a știut să judece pe bază de înțelepciune. Dar citim 2 Petru 3 cu 15. Să credeți că de lungă răbdarea Domnului nostru este mântuire, cum va scrie și preotul nostru frate Pavel după înțelepciunea dată lui. Mie nu se făceau prin Petru. Dar explicațiile Apostolului Pavel, de exemplu, despre doctrina mântuirii, despre planul cu Dumnezeu a unit pe evrei cu neamurile, cum scrie în Efeseni 2 și apoi evrei scrie prin descoperire dumnezeiască a aflat aceasta. Asta e înțelepciunea lui Dumnezeu. Pavel a primit darul să completeze Scripturile, scrie în Coloseni, capitolul 1. O înțelepciune specială. Dar și aceea limitată, pentru că nu a fost dat Apocalipsa lui Pavel. A rămas mai târziu, pentru Ioan. Ne întoarcem în următorul, dar altuia să vorbească despre cunoștință. Și aici iau ca exemplu pe Domnul Iisus Hristos, Evanghelia după Marcu, capitolul 2, a cunoaște ce este în mod tainic în ființa unui om și evident nu cu scop de ghicitorie, ci cu scop de favorizarea de facilitarea lui Domnului. Marcu 2, versetul 8. Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei. S-a întâmplat niște frate Domnul în țările, niște Suceava, au muncit undeva în deplasare spre zona Domnului. Și Domnul acolo
a rânduit ca să fie botezat cu Duhul Sfânt niște frați din Biserica Baptistă. Și l-a sunat într-o zi un slujitor de acolo pe un frate de la nostru care are și darul acesta. Și a zis, ce v-ați băgat aici de noi de furați oile? Și în timp ce vorbea și spunea of la acel slujitor, și a pierdut în măriașii, Domnul descoperă la fratele două păcate în care trece. Și spune, măi, n-ar fi tu mai bine să te pochești de păcatul ăsta și de ăsta? Dintr-o dată schimbă totul. La cel capăt al fiului și de cei trei ani. Voi de lucrarea Domnului la voi, rugați-vă pentru mine. Da, să dea Domnul acest de da. Vine cineva la mărturisire sau vin mici să se mărturisească, dacă n-au plan să fie curați, orice bine ar fi să fie descoperit slujitorul, că dacă nu oricum vine vreo sentință de la Domnul peste ei. Sau când avem de-a face cineva mai important, cu posibilitatea de a fi promovat într-o slujire. Dacă ți se descoperit că inima lui nu-i curată, că și Petru avea darul ăsta, atunci imediat l-ai detectat și îți dai seama că nu-i râvnă, că ceva mult mai grav decât aceasta. Următorul dar pe listă, 1 Corinteni 12, versetul 9, altuia credința. Cum se spunea, asta e diferit de credința mântuitoare. Să ne amintim cuvintele Domnului care spunea, citesc din Evanghelia după Marcu, capitolul 11, versetul 23. Adevărat vă spun, dacă m-a zis cineva multe acestuia, ridică-te și aruncă-te mare și dacă nu se va îndoi în inima lui și va crede că ce zice se va face, va avea lucru cerut. Ce credința mântuitoare? Credem pe baza acei scris a Cuvântului Dumnezeu că Domnul a murit pentru noi și s-a produs ispășirea. Ce credința pentru o astfel de lucrare? Încrederea că Dumnezeu vrea să facă ceva și că tu și acela este momentul în care Dumnezeu vrea să facă. Dar hai să fim sinceri, câte ne-am dorit noi. Dar drept e că dacă n-avem darul ăsta, ne dorim și numai că ne bâlbăim. Dar când este darul, atunci nu te dorim. Știi că așa va face Dumnezeu și, repet, acela e momentul potrivit ca Domnul să facă o așa lucrare. Numele Domnului să fie slăvit. Mă vine în minte un caz când, printr-un proroc, pentru că avem de-a face cu cumulul de darul, a descoperit unei familie de ce s-a născut un copil bolnav. A venit un impact. Și a zis că era vorba de consumul de sânge, care știți că interzis și nouă legământ. Și fratele zice, nu cred? Deschide Biblia în numele Domnului, citește versetul și ăla a deschis Biblia și s-a deschis exact la versetul consumul de sânge. A știut, a crezut că așa se întâmplă. Aici a fost descoperit, a fost și credit. Dumnezeu să lase și acest dar. Ăsta e tare legat de rugăciune. Dacă crezi, spunea Domnul, așa se întâmplă. Dacă te îndoiești, e ca la Petru. Umbli babul până în momentul în care te-ai îndoit, îi spunea Domnul. La următorul dat, pentru că vreau să, așa mi-a spus fratele pe frică, să amintim de fiecare câte ceva și vreau să fiu ascultător. Altuia darul tămăduirilor. Interesant. Darul ăsta trecut la plural. Poate că folosește Domnul pe unii numai pentru alt soi de vindecări. Pentru alții, pe alții, pentru alte vindecări. Spunea și fratele Nelu Dubic că atunci când intervin oamenii, mai putem să spunem că a fost darul tămăduirilor. Nu am vorbea mai concret de minuni. Dar să știți că sunt situații în care oamenii intervin, rămâne puțin și apropo, dacă vorbim.
El nu pot înăduire, da? Concret, am spus mai înainte că Domnul m-a vindecat odată și anul ăsta. La altele au pe fratele Petre când a venit la noi. Unii știu că eu am probleme cu varicele. Și m-am accidentat și de acolo s-a deschis un ulcer cam 2 cm pe 1 jumătate, adânc cam 4 mm. Dar cine știe, ulcerul ăsta nu te poți înțelege. Zona aceea fiind foarte afectată, o situație care unul îl poartă de zile. Și a fost o vedenie prin sora Betuța. M-a zis, la un bărbat, acolo mi-a spus că era vorba de mine. Am avut un sol la coborâ din cer și la un picior a pus mai multe fapte și la unul mai puține, că nu au luat mai rar. Și ulcerul ăsta m-a supărat mai rău decât tot ce am avut eu până aici în toți anii de când am eu probleme. Câteva zile, abia am călcat pe picior în luna septembrie. Mai exact, pe sfârșitul lui septembrie, într-o vineri seara am anulat că n-am putut să mă luau adunare unde era programat. Sâmbătă seara, sâmbătă peste zi, am predicat de pe scaun. Pentru duminică am stat mai cu greu în picioare. Și după ce Domnul a dat descoperirea asta, am avut eu probleme mai cu ani în urmă, a crescut carnea, s-a refăcut țesutul. Dar fără coajă cum se întâmplă la o rană. E, vă pot arata la urmă, crescută direct carne curată la nivelul celelalte piele. Mărit să fie Domnul. Asta e. Adică Dumnezeu face multe și mari minuni. Măriți să fie Domnul. Să știți când e dar. Eu am fost, de exemplu, la Domnul Salaș, la Fodora. Este lăsat acolo un dar de care îmi venea. Și frații acolo povestesc mai multe minuni de care, în parte, de unele am luat și eu cunoștință, sunt palpabile, frații de altfel spun, nu declarați aici pe loc că sunteți vindecați, duce că îți faceți analize și veniți în urmă cu documente concrete. Poate ce vă spun, ați auzit, dar zic că vă prind de mine. O familie de undeva din zona Bărădanului, Brăină, dacă nu greșesc, familie de oameni minuni, soția s-a îmbolnăvit tumorul la creier, a fost la spital, la București, în sănătate, nu știu exact, fusese operată sau încă nu, mai era operabilă sau nu. Apoi cineva i-a spus, dacă nu funcționează la medic, du-te pe la mănăstiri. Și cineva i-a mai zis, ia așa crezi pe la povestea. Și a ajuns într-o adunare, unde o soră de la Mititești, unde Beclean, vindecată pe filiera asta, a mărturisit. Și femeia aceea din lume zice, către soț, auzi, după câtă psihologie am eu, țăranca asta în mine. Hai să mergem acolo, unde ia povestea. Și a ajuns la Fodora, într-o seară. Care a fost acolo, știți? Vreo 3 luni de juni, durează vreo 4 ore. Poteți cu jucul, sunt stărâiți. Nu dă seama oameni din lume să cadă într-o asemenea atmosferă. Și la urmă, fratele a întrebat pe soțul ei, cum te simți aici, ce spui? Și de domnul, vrei să spun? Exact. Spun, domnul. Am luat multul, asta nebun, ca urmă, mă. Mă vreau să gândesc. A spus, m-am văzut spectacol, ce-o mai fi spus omul? Dar cu ochii închiși, fiecare își vorbească în felul lui, se strige, unul strige, unul plânge. Și fratele spunea, și mi s-a întâmplat Duhul și a zis, au domnul, în nebunia asta, Dumnezeu ți-a vindecat nevasta. Lăudați să fie Domnul. Și mă, domnul, tu știi ce spui? Păi nevasta n-are grijă. Păi da, duceți la Cluj și faci analiză. Și omul. În lumea asta, a, înseamnă că aveți filieră pusă la punct. Voi spuneți asta, e acolo doctorul infectare și mă, nu am fapt. Nu, mă, după București îți face mâna asta. Tu te București. Și-o zice omul ăsta. Am înțeles firea, să nu zic exact în mine, un om în lumea asta cum era. Și-o să audă omul. Dacă nevasta mea a fost vindecată, eu, familia mea, nepopei, dacă nu, suntem mulți de aici, că tu nu mă rog. Domnul s-a îndurat și frații de la Fodor au fost acolo de aici, s-au botezat toată casa. Slavă Domnului! Mărit să fie! Amin! Ei, ce bine când Evanghelia este însoțită de semne și minuni și de darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa, cum scrie la Evrei, capitolul 2. Să
să rugăm pe Domnul să lase în adunări astfel de daruri de har. Mărit să fie Domnul. Unul dintre frații de acolo pe care Domnul folosește a fost el la rândul vindecat. El venit din lume. Deci mai departe. Altuia puterea să facă. Scrie într-un psalm, temă pentru acasă, care e psalmul ăla? Că Dumnezeu e singurul care face minuni. Și am auzit unul frate bătrân spunând, Domnul n-a făcut nicio minune prin mine, numai El a făcut. Nu e om. De aceea toată slava să fie a Domnului. Minune care de-a face cu semne care se petrec în natură. Că s-a oprit soarele, că a venit nor, că s-a întrebărat pământul, că s-a întâmplat vreun fenomen în natura asta pe care Dumnezeu a creat-o, a vrut să fie slavă aici. Altă deosebire a Duhului, foarte important. Vă dau ca exemplu pe Mica, cartea Întâia Împăraților, capitolul 22. Sfântul 19, care se ascultă, dar cuvântul Domnului. Am văzut pe Domnul stând pe scaunul de domnie și toată oștirea celor stând la dreapta și la stânga lui. Domnul a zis, cine va mărgi pe Ahab? Și s-au prezentat tuturor. Și vreau să observați ce Zedechia, când i-a spus asta, că sunt eu foarte, pe unde ești Duhul Domnului din mine ca să-ți vorbească? Bietul Zedechia n-avea nicio dar Mica a putut să identifice corect că un astfel de dar să dea Domnul e nevoie la slujitori, la proroci și să duce astfel de bărbat și puterea diavolului să fie oprită, să n-aibă drept să lucreze. Îmi povestea un frate proroc din nordul țării. Caut în demn, a trimis Domnul într-o seară, undeva un patru a pus la dispoziție un local să se adună frații pentru rugăciune. Și lui oricum se spunea și e adevărat, din fericire nu totdeauna bine, e bine să fie cercul de rugăciune, dar lucrurile să se trecoară fel și fel de improvizații și de curioși și de îndrăzneți. Când ajunge acolo, se roagă în alte limbi și primește tălmăcirea a ce spunea în alte limbi altcineva. Șampion. A trecut seara aia de rugăciune și vine patronul care avea locul și zice, auzi, frate, eu nu știu omul lui Dumnezeu. Dar mi-a zis, frate, că până n-ai ajuns tu, a fost har, bucurie, prorocii, când te-ai dus, tot s-a oprit. Ce? Și zice, a, cum am înțeles cine s-a dat mie prin tălmăcire? Că se rugau în alte limbi și zicea, nu pot lucra numai la tunere, nu pot lucra numai la tunere. Un duc de rădăcine, care nu a fost identificat, a fost stopat. Că ce folos să-l deosebești și să nu ia autoritate peste el, nu? Domnul identificat de el, că până tu să te auzi înapoi. Te duceai la slujbă, el era acolo, nu îți putea face ceva, tu, nu te asemenea puteai face lui. Dar când a venit Domnul, i-a identificat, unii chiar se demascau singuri, că au fost situații de demonizați, când au zis, nu vine cu tare să se roagă. I-a fost singur să-l dă după. Numai că atunci când a venit frate respectiv, sau când a fost dus la frate respectiv, bacă spunea că l-arte, bacă nu poate, bacă și Dumnezeu și-a fost slăvit numele. Dar pentru toate aceste situații, dragii mei, tineri, ascultați, Domnul a spus în adunarea noastră că da, vreau să dau câteva daruri. Doamne, numai câteva la 300 de tine. Și mi-a spus Domnul, dar găsești-mi tu mai mulți că eu am bunii de dar. Când am la rând cu ăștia, jucăuși ăștia, nu-s pasionați ăștia. Și încolo pățim ca la Gedeon. Te alegi cu puțin din mulți tare. Domnul vrea să dea. Soția își amintește că se rogau ei un grup de tineri și un frate spunea, Doamne, dă-mi darul cămăduirii, dă-mi darul cămăduirii, s-a țară urma. Și Domnul pare-mi că i-a zis, tu nu îl poți purta ca cel tânăr când se căsătorească. O spunea, Doamne, să dai o fată pochetă să fie frumoasă,
Am mers pe ideea că a divorțat sărmanul. Dar nu putut să-l poată? Nu. E nevoie. Cum s-a spus așa, poate să mai spun, de vindicare, de Domnul te formează, călire. Să duci jertfă acolo înaintea Domnului. Că numai vasele care sunt trecute prin cuptor pot să fie cu adevărat de folos. Mărit să fie. Și mai spun ceva. De ce credeți dumneavoastră că totuși vorbire în limbi este acum cu semnul și cu darul și cu multe astea? Mai e și tradiția noastră pentru tot asta, nu chiar 100% bine de tot ce spunem noi. Biblic este așa. Când Domnul botează cu Duhul Sfânt, nu, numai vorbire în limbi poate să fie. E așa sau nu e așa? A fost și prorocul. A fost și semne supranaturale, da? Cred că așa ar fi corect să spunem, când e vorba de cu Duhul Sfânt, nu doar semnul vorbire în limbi și altă. Cu cât e măsura mai mare, cu atât pot să apară și alte lucrări ale Duhului Sfânt chiar din ziua aceea. De asemenea, nu cred că e corect să spunem că un alt semn vizibil este bucuria, dar pace nu este. Deci cred că definiția mai completă ar fi când vine Duhul Sfânt și umple o persoană, se pot manifesta dintre darurile Duhului Sfânt și încep să iasă în evidență roadele Duhului Sfânt. Că vorbirea în limbi e cea din tâi și cea mai vizibilă, este exprimarea, sunt de acord, dar să nu ne limităm numai la atât. Și le pun la întrebare, de ce totuși vorbire în limbi avem și din altele nu are? După părerea mea și vă supun judecății celor de aici, apoi dumneavoastră tuturor. Pentru că s-a promovat prin învățătură ideea că e voie de botezul cu Duhul Sfânt în vederea mântuirii. Și sunt foarte de acord. Asta e nașterea din Duh. Nu e finalizată nașterea din Duh. Nu, până nu și nașterea din Duh. Dar n-am pus tot atât de multă stăruință în continuare ca cine vorbește în alte limbi și tâlmăcească drepturi. Dacă am avea stăruință pentru tâlmăcire cât pentru vorbire, nu cred că am avea stăruință, Domnule. Dacă am avea stăruință pentru darul cum avem pentru botezul cu Duhul Sfânt, cred că am avea mai multe daruri. Și Dumnezeu să le dea. Amin. Dar știți cum suntem? Dacă e nota 5 de intrare în rai, e bine. Dar scrie acolo că să fie din belșug, să fie 9 și 10. Dumnezeu merită și are putere să o facă. Dar ne cam mulțumim așa pe minim. De aceea apreciez când veniți tineri, m-am văzut într-o parte în alta, dar să nu vă stingeți. Unii când se căsătoresc să stingă, cel puțin unul poate dă înapoi, să fim oameni cu dăruiri. Deja mai ai fost tânărul cu dăruire, eu vreau după darul și apoi în casa ta nu mai ai rugăciune și tu cu nevastă. De unde vii tot pentru lucrarea lor? Dar dacă păstrăm aceeași gând și pocăință din ce în ce mai bună, atunci Dumnezeu va fi gata să lucreze mărit, să fie doctor. Și legat de tălmășirea limbilor, vă dau un exemplu, hai două, ne stați. Asta fiind apare cel paragraf. Un frate predica. Și un moment dat, uneori nu ne lasă schițe să facem una pe asta. Și program. S-au oprit din predicat, am început să fie. Și-a rugat la tine. Și-a rugat, și-a rugat. Doamne, dar mă împinge Duhul să o fac. Și-a trecut 5 minute, a trecut 10. Citeam unui să uite, păi, nu-l trebuie. Și masaj de mine. Strigă și vine în față. Laudă pe Domnul, nu mai putea fi potolit. Și spune. Fețura avea o fată misionară într-un timp. Și-o primit o scrisoare că fata i-a contactat o boală care nu mai permitea să ajungă ea în țară să se vindece. Era o boală de asta terminată. Și fratele ăsta vorbea în limba acelui trip cu cuvinte simple cât înțelegea și mama ei, că a fost acolo la fată. Mamă, nu te teme, să vine Domnul o vindecat. Fă-i orar la Duhul Sfânt.
Că n-ai orat numai la oțelul roșu, că ai orat până în Africa. Astea lucrările Domnului. Deci e să nu ne șablonăm să spunem cine vorbește în altă limbă, numai la Dumnezeu. Nu scrie. Când te adresezi pe Dumnezeu, numai la Dumnezeu. Dar Dumnezeu poate folosi asta într-o diversitate de mod. Alt caz. Mergeam în misiune cu doi frați și ne întorceam apoi de la Zadu spre Ara. Și ne-a rugat pe drum. Și fratele, mă rugam în Martelic și cu mine era un proroc tânăr. Și spune, frate, mi s-a dat tâlmăcirea și te rugai la mine. Te rugai pentru niște oameni care nu prea vin la biserică, știi, că nimeni nu s-a interesat, ca Domnul să se ocupe din ei, să-i dească, să crească. Eu nu știam ce mă rog la mine. Dar în ziua aia, până la mea, când am plecat misiunea, am dat telefoane numai la oameni care nu mai vin la biserică, duși de acolo, chiar au sunat pe unul și au zis, frate, ieri m-am dat viitoare la ei, știi cineva de mine pe unde? Și eu dimineața îi sunam și după masă din Duhul își făceam pentru ei. Aleluia! Ou, ne-a luat Duhul Domnului. Amin! Nu ne-a vrea să ne poarte ca pe Elie, că avem mașini să ne deplasăm, dar să ne poarte pe meridianele lucrării sale. Amin. Poate acasă să te rogi. Mai mă gândesc să spun ceva. Amin. Într-o familie din Austria, o copilă de 12 ani, îi spune la părinții ei, tate, ne rugăm pentru un frate, după cum l-am văzut, la tipul ceva chinez de pe acolo, în zona aceea. E închis pentru credință și e pe punctul să se lepede, urmează, se prezinte la interogatoriu. Și-au pus săraci, au crezut. Și s-au rugat, și s-au rugat. Și mai după masa, la a doua, deci e ferița. Din nou l-am văzut în vedenie. E plin de credință. Aleluia! Frate, de vreun mai povestea una ca altul. A venit un sud-american și a spus, în anul cu tare, te-am văzut că m-ai ajutat să mă salvez. Cum? Tu eram închis atunci. Da, dar vremea aia îmi pusesem în plas să mijlocesc pentru America de Sud. Mare să lucrări de Domnul. Și ce de ce ce o, de ne-a cuprind de pasiunea asta sfântă și apoi le spune Duhul Sfânt cum îi place. Domnul să-l